Compania Moldova Gaz a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică solicitarea de majorare a tarifelor existente pentru gazele naturale. Argumentul principal al solicitării este devalorizarea monedei naționale față de valutele străine și pierderile financiare pe care le suportă întreprinderea în acest context. Tariful mediu la gazele naturale calculat, prognozat și solicitat constituie peste 8.300 de lei pentru 1.000 de metri cub sau cu 48% mai mult decât tariful mediu în vigoare de 5.666 de lei pentru 1.000 de metri cub. susține că va anali Isaac, exact solicitarea depusă.